Micu? Se aude? Foarte bine. Bună, sunt Irina Dumitrașcu. Așa cum v-a povestit Dragoș, în mai anul trecut am participat la workshop-ul de 2 zile de design thinking, unde am învățat atât teoretic cât și practic ce este cu această metodologie. Iar acum o să vă povestesc ce am făcut la compania unde lucrez, To Performant, în legătură cu asta. Ca idee despre prezentare, la început o să vă spun despre începuturi, din experiența mea personală, cum este trecerea asta de la a nu face ceva la a face ceva. Foarte pe scurt despre design thinking și despre To Performant, ca să înțelegeți contextul. Iar apoi o să am mai multe exemple practice cu inițiative pe care le-am făcut în companie și cum au mers ele. Unele au mers foarte bine, unele mai puțin. O să vă povestesc la fiecare și după aceea vom avea timp să le discutăm dacă aveți voi întrebări. Mă aștept ca toată chestia asta cu prezentarea să dureze ca 45 de minute. Am făcut-o un pic cam lungă. Sper să fie destul de interesant pentru voi cât să vă prind în această prezentare și să fie plăcut. Așa cum vă spuneam, primul lucru vreau să-l discutăm este despre începuturi, despre tranziții, despre trecerea de la 0 la 1. Fiind programatoare, n-am putut să mă abțin, am pus și niște numere în prezentarea asta, nu e nimic mai înspăimântător de atât. Practic vreau să discut și un pic din punct de vedere filozofic despre 0, 1 și 2, primele numere. Practic 0 este nimicul, este nu, este nimic, pe când 1 este deja ceva. Iar 2, eu îl văd ca mai mult din 1, mai multe chestii. În matematică și în științele raționale, distanța între ele este egală. Între 0 și 1 este la fel de mult ca între 1 și 2. Și pentru că eu am o altă perspectivă asupra lucrurilor ăsta, vreau să vă povestesc o chestie din viața mea pe un subiect cu totul diferit. O să trecem la sport. Și anume la tracțiuni. Nu știu voi cum vă aveți cu chestiile astea tracțiuni, e cineva care poate să facă? Dragoș? Ei bine, eu de când mă știu, eram genul ăla de om care își pui fă o tracțiune și tot ce poți să facă e să se uite așa la bară, cu multă îndârjire și asta e tot. M-am întrebat la un moment dat, băi, eu chiar aș putea să fac tracțiuni, să iubesc chestia asta, mai ales prin anii 2000 și ceva, 2010 și ceva, în care pe net a apărut curentul CrossFit, în care e o grămadă de oameni care arătau foarte bine, nici slabi, nici dăi acum și să te sperii, arătau brici. Făceau tot felul de jumbuș lucruri, printre care erau tipe care făceau tracțiuni și nu una, mai multe. Iar oamenii ăștia susțineau că, băi, dacă te antrenezi cum zicem noi, o să poți și tu. Și am zis, o, da. Deci eu care niciodată, nicio tracțiune, nu vedeam asta în traiectoria vieții mele, mă bag. Și m-am apucat. Aici aveți starea inițială. Cam așa arătam eu când făceam tracțiuni. Nimic. Zero. Am pus acolo un zero. Dar m-am apucat de antrenament. Asta e cea mai bună poză pe care am găsit-o din perioada aia. M-am antrenat o zi, 2-0-0, nimic. A treia zi, nimic. A patra, a trecut o săptămână, nimic. După care, 2 săptămâni, 3, 4, o lună, vă las pe voi să ziceți, ghiciți, nimic. A mai trecut încă o lună, s-au făcut 3, s-au făcut 4, ce credeți că s-a întâmplat? Încă nimic. Deja prietenii s-au împărțit în două tabere. Unii îmi ziceau, hai, continuă, vei reuși. Și alții erau, bă, frate, lasă, pentru că 4 luni te-ai antrenat zi de zi nimic. Am zis, bine. M-am antrenat încă 4 luni. Ce credeți că s-a întâmplat? Încă nimic. Dar nu m-am lăsat. Am dat înainte cu antrenamentul. Ăsta este un an de zile în care, în majoritatea, am făcut ceva în direcția asta. Și nimic. Mare zero. Ei bine, undeva cam la un an și ceva, nu mai știu exact cât a durat, s-a întâmplat o mare minune. M-am trezit frumos dimineața, am mâncat ceva, m-am uitat la bara aia și nu știu cum, că eu am făcut exact același lucru pe care îl tot făceam în fiecare zi și m-am trezit sus. Magie! A fost unul meu. Am scris pe Facebook, am cumpărat șampanie, am dat o petrecere, le-am mulțumit tuturor celor care m-au susținut, le-am zis ceva de bine lor care au zis că nu o să se poată niciodată. Și a fost așa, o sărbătoare epică, adică mai mult de un an.
Și acum, întrebarea pe care o am pentru voi este: câte zile credeți voi că a luat până când am putut să fac două tracțiuni? 150. 150, 3? O săptămână. Cine mai zice? Îmi plac răspunsurile voastre, sunt foarte raționale. Ce s-a întâmplat este că depinde un pic cum număram. Pentru că în seara zilei alea m-a apucat un fel de panică, ceva gen: băi frate, dar poate mi s-a părut. Și am încercat una. Deci, practic, în a doua zi, adică în aceea zi, eu am făcut două, una dimineața și una seara. Bine, și o să zică unii: bă, dar nu se pune, trebuie să faci două una după alta, aia înseamnă două tracțiuni. Ei bine, în următoarea zi. Deci nici mie nu venea să cred, adică am fost 0, 0, 0, 0, 1 și încă 1 și după aia direct 2. De asta, revenind la numerele pe care le-am pus la început, matematica spune: băi frate, între 0 și 1 e tot aia, ca între 1 și 2. Dar vă zic eu, nu e. Asta e o reprezentare mult mai bună când vine vorba de oameni. De la 0 la 1 e o chestie super lungă, după care 2 e așa, pe acolo, pe lângă 1. Chiar m-am gândit că așa ar fi mult mai bine. Este un pic mai mult. Asta este perspectiva în care vă invit să luați prezentarea mea de azi. Este, acum cu design thinking sunt undeva între 0 și 1, încă mă antrenez. Unele zile sunt mai bune, unele mai puțin. Și să revenim un pic la tracțiuni. Ce se întâmplă când e o problemă? Să zicem că ai un prieten și spui: bă, frate, am o problemă cu tracțiunile astea. Sunt unii oameni, poate știți și voi câțiva din cercurile voastre, care vin imediat și zic: a, stai liniștit, nu poți să faci destule, nu, păi am un antrenor, te trimit la bla 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 bla, scoate numărul. Bine, și dacă nu ești prea fericit, așa zice: a, să nu-mi zici, ți-ai luxat un tendon. A, păi știu, asta se întâmplă la toți începătorii, nu contează, știu eu, un kine, tot te rezolv. Și tu rămâi așa un fel de: ce să-i mai zic ăstuia, frate, nu-i mai zic nimic. Că dacă, cumva, problema era altceva. Să zicem, nu spunem că sunt lucruri personale, problema ar fi că într-o bună zi iubitul vine și zice: auzi, eu nu prea mă văd cu o gacică care face mai multe tracțiuni ca mine. Nu prea funcționează nici kineto, nici super antrenorul ăla, mă rog, super antrenorul poate. Ce se întâmplă dacă problema este: băi, eu credeam că atunci când o să fac o tracțiune, băi, se schimbă universul. Adică eu nu puteam să fac nicio tracțiune niciodată și acum fac una, deci deja e alt pământ, nu? Și constați că nu e. E același lucru, doar că poți să faci o tracțiune. Sau două, sau mai multe, trei seturi de câte trei, de câte cinci. Și atunci vine altă problemă. Băi, ce fac? Că eu îmi dau seama că nu o să pot să progresez cu chestia asta la infinit, nu o să pot să fac 1000 de seturi de 7000 de tracțiuni. La un moment dat o să fie așa un moment în care cam gata, mi-am atins potențialul la tracțiuni. Na, ce faci atunci? Sau dacă problema e și mai gravă, faci o prezentare de design thinking și la sfârșit toată lumea te întreabă: bă, dar cum îi pot cu tracțiunile, crezi că pot și eu? În loc să te întrebe de design thinking și ceea ce ai venit tu acolo să prezinți. Deci, design thinking. Așa cum v-a spus pe scurt Dragoș, design thinking e o metodologie care te ajută să rezolvi probleme într-un fel care să-i facă pe oameni fericiți, să le înțelegi bine nevoile ca să le rezolvi cu succes. Și prima fază din această metodologie este empatia. Revenind la exemplu cu prietenii mei care, hai că te rezolv eu, un prim pas spre empatie ar fi fost să stea un pic, să mă asculte. Un pas mai avansat, păi zi mai multe despre problema asta, care e fondul, ce te doare de fapt, care e sentimentul ăla care te râcâie noaptea, ai venit să-mi spui. Următoarea fază e cea de definire a problemei. Momentul în care ai înțeles bine sentimentele și le pui într-o formă pe care o poți transmite ușor mai departe, de genul: uite, Irina are o problemă cu tracțiunile, că gacicul e un pic suspect cu chestia asta. A treia fază este cea de ideație, în care, de obicei, cu mai mulți oameni, într-un mediu deschis creativității, se generează foarte multe soluții, de la cele mai realizabile la cele mai nebunești. Asta e partea de deschidere, de aia am făcut un rom, urmată de o parte în care selectăm doar soluțiile care au sens, care se pot face din punct de vedere economic, tehnic,
se potrivesc cu firma, toate restricțiile pe care le avem. Până aici e foarte simplu, pare, cel puțin. Ce urmează e ceva cu care eu cel puțin nu am mai lucrat la joburile pe care, la care am lucrat, și anume că următorul pas e de a face un prototip. Și un prototip înseamnă o chestie extrem de rapidă care transmite mai departe ideea soluției pe care vrei să o propui. Și mai departe o validez cu oameni adevărați, cu potențiali clienți care se uită și spun, bă, da, am înțeles, n-am înțeles, pare bine, nu pare bine. Pentru mine chestia fantastică a fost că la workshop-ul acela de două zile am trecut prin toate etapele astea și n-am trecut doar la nivel teoretic, ci am avut efectiv niște oameni cu care am început, le-am înțeles problema, am trecut pe grupuri, am definit-o, am generat multe soluții, am făcut un prototip. La mine în echipă cel puțin prototipul era destul de amestecat, că noi nu ne-am înțeles exact care sunt problemele și am pus două chestii, două soluții în același. Și l-am făcut în jumătate de oră. Când a venit omul să-l vadă, eram, bă, frate, nu o să înțeleagă, nu o să aflăm nimic. Spre surprinderea mea, omul ăla a venit, a înțeles totul și ne-a zis, asta e bun, asta nu e bun. Alu, nu chiar cu cuvintele astea. Practic, când a văzut o parte din soluție, i s-a luminat fața și a zis, da, ce bine mi-ar folosi. Și la celălalt a zis politicos, da, cred că pentru alții ar fi foarte bună. Care înseamnă, practic, nu. Deci, pentru mine, cele mai noi și cele care m-au frapat cel mai mult au fost partea de empatie, cea de prototipare și de testare. Acum o să vă povestesc un pic de To Performant, compania cu care lucrez de mai mulți ani, ca să înțelegeți contextul în care am venit cu framework-ul ăsta. To Performant este o platformă de marketing afiliat. O să începem cu partea simplă, marketing. Știe toată lumea ce e marketing, da? Că eu nu știu să explic. Ce e marketing afiliat? Știe cineva? Vreo idee? Splendid. Am nevoie de un voluntar, tu știi din alte motive, un voluntar care se vrea ca acum, pentru 5 minute, să aibă un magazin online. Cine vrea? Come on, people, poți să ai un magazin super tare. Ce vrei să vinzi la magazinul tău? Haine de care? Haine pentru adolescenți. Super mișto. Acum mai am nevoie de un voluntar. Acum nu mai fiți așa de mici, da? Că nu se întâmplă nimic, doar ne înjugăm un pic. Am nevoie de un voluntar care pentru 5 minute să fie un marketer splendid, care se pricepe la online și vrea să vândă haine pentru adolescenți. Bine, avem un voluntar. Deci, tu ai un magazin de haine pentru adolescenți. Cum te cheamă? Edi? Edi, ai magazin și? Madalin. Madalin, tu știi să vinzi haine pentru adolescenți, da? Acum o să știi, crede-mă. Deci Edi n-a reușit să găsească toți adolescenții care să cumpere de la el, mai sunt unii care n-au auzit mesajul lui. Și acum te rog, rapid, să găsești pe cineva aici care ar vrea să cumpere o haină de adolescent. Adolescent, se oferă voluntar? Bravo, ai găsit primul client. Ei, ăsta este marketingul afiliat. Practic, Edi nu își permite să angajeze foarte mulți marketeri, poate unul, dacă avem noroc, dar poate lucra cu marketeri independenți, care îi găsesc clienți, care îi cumpără. În contextul ăsta, To Performant, care am fost eu, este o platformă care găsește magazine, găsește marketeri, îi pune în legătură și urmărește la cine a trimis marketerul clientul, dacă acesta a cumpărat, și dacă da, ce comision îi se cuvine marketerului independent. Ați înțeles? Știu că nu e foarte simplu. Nu mai facem proba cu hai să zică cineva cum e. Deci, practic, este o platformă care ajută magazine și marketeri să colaboreze, să comunice între ei. Îi ajută să facă asta fără contracte fizice, cu contracte electronice. Se ocupă de toată partea de bani, de facturi, de plăți, astfel încât să fie foarte ușor și pentru magazine și pentru marketeri să colaboreze cu mai mulți oameni, ceea ce ar fi foarte greu fizic. Care e diferența între marketer și distribuitor? Întrebarea este care e diferența între marketer și distribuitor? Da. Sau revânzător. Revânzător. Marketer este o persoană care face eforturi de promovare, care pot fi foarte variate, de la reclame online, de exemplu,
la scris de blog, blog posturi. Deci poate face tot felul de unelte, de obicei digitale, prin care să promoveze un brand, un magazin. Poate să fie și redistribuitor, nu, eu nu mă pricep așa foarte bine ce înseamnă asta, în sensul de a-și face un magazin propriu în care trimite la alte magazine pe clienții care vin să-și cumpere. Dar nu ține stoc. Da, dacă revânzătorii țin stoc, de obicei... Nu țin stoc nici. Da, poate fi un tip de marketer afiliat. Din alt unghi, ce este top performance din definiția oamenilor care formează? Aceasta este echipa noastră, iar toți aș îndrăzni să spunem că suntem la fel ca și clienții noștri. Adică suntem deștepți, frumoși, nu mai spun că vedeți din poze, suntem autonomi, deschiși la nou, avem foarte multe idei, dar simultan avem și foarte multe lucruri de făcut. Eu sunt aici în rândul 3, coloana 4. De aproximativ 4 ani mă ocup de echipa tehnică de la Top Performant. Iar din perspectiva asta, să zicem că Design Thinking nu este primul curs care îți vine în cap, dar partea de empatie și de psihologie mă pasionează de mai mulți ani, așa că m-am dus singur. Acum o să vă povestesc călătoria mea, începând de la momentul zero, care a fost workshop-ul de Design Thinking, și cum am început să aplic conceptele astea la Top Performant. Momentul zero a fost, mai zic încă o dată, cursul acesta de 2 zile, în care am înțeles metodologia, am avut și o super experiență, în sensul că s-a întâmplat în fața mea miracol. Eu fiind un om tehnic, mă gândeam că, băi, nu o să mă prind niciodată ce vor ea, dar m-am prins, a fost absolut magic. Și m-am întors la birou cu foarte mult entuziasm. Am pus poze peste tot pe birou pentru că vreau să am ceva care să mi-aduc aminte fizic despre ce s-a întâmplat, să nu cumva să uit, să mă iau cu treburi. Le-am povestit tuturor despre ce tare a fost. Acum am pus o steluță acolo că unii au fost, hai, avem o altă treabă dimineața, dar eu pe care l-am prins și am vrut să mă asculte. Le-am povestit. Am scris și un blog post despre asta. Și cam atât o vreme. M-am repliat. Și ajungea la momentul 1. Asta s-a întâmplat cam peste o lună, în care contextul era foarte interesant. Top Performant se discuta de schimbarea planurilor tarifare, în contextul în care multe magazine ne plăteau doar 1% din vânzările pe care le aveau prin noi, dar nu plăteau nimic pentru folosirea platformei în sine. Și Dorin e șeful Top Performant, zeul nostru suprem, și-a dat seama că, băi, chestia asta nu e ok. Și ăsta e un proiect care părea foarte simplu, adică niște schimbări de comunicare, de marketing, ceva de tehnic, niște chestii pe acolo, nu părea, îi schimbăm de la A la B, nu? Dar în realitate avea foarte multe implicații. Și au început să discute în cadrul firmei care este valoarea pe care o aducem clienților. Ce le spunem? Băi, uite, asta e valoarea, pentru asta vrem să plătești mai mult. Și atunci am propus o discuție, i-am dat un nume foarte catchy, Advertiser's Lifetime Journey. Advertiser e numele pe care le-au magazinele online la noi. Și am făcut chestia asta destul de direct, așa, am pus în calendarul firmei, am invitat pe toată lumea care mi se părea că am mișcat ceva în legătură cu subiectul ăsta. Și am spus, în contextul actualizării planurilor de preț, hai să ne adunăm să punem cap la cap ceea ce știm. Pentru că observasem că din diverse departamente, colegi diferiți aveau opinii complet diferite despre ce valoare aducem noi. Nu mai zic, tehnicul era convins că valoarea supremă e că merg serverele. Cei de la care vorbeau cu clienții aveau alte păreri. Ce am mai făcut, care mi se pare interesant așa în retrospectivă, e că am promis că o să moderez discuția, pentru că unii colegi sunt mult mai expansivi și de obicei domină toate discuțiile. Și pentru asta am aplicat o tehnică pe care am învățat-o chiar la workshop. Pentru fiecare lucru pe care discutam, aveam câteva minute în care fiecare scria ideile pe niște bilețele și după aia le puneam la comun. Și așa toată lumea putea foarte ușor să își spună punctul de vedere.
și am mai propus ceva care cred că a dus la succesul acestei inițiative și anume că o să facem pauză la fiecare 45 de minute. Cred că știți ședințele alea în care te gândești că, băi, o să mă lipesc de scaunul ăsta, nu mai pot să plec, mi-e jenă să zic că vreau la toaletă. Am pus din prima, la fiecare 45 de minute facem pauză. Nu erau decât două ore, aș fi putut să zic o oră, dar 45 de minute sună mai bine. Tot din perspectiva moderării, le-am propus colegilor să completăm împreună un măreț tabel în care în partea de sus am pus etapele prin care credem noi, din experiența noastră, că trec clienții. Asta pornind de la intenție, vreau să vând, apoi sunt conștient că vreau marketing afiliat, apoi o etapă de testare în care își fac cont, își fac integrarea, îi lansăm, sunt primele luni în care eu o perioadă așa mai de test, învață și ei cum să vorbească cu afiliații, ce se întâmplă, primesc primele vânzări. Și apoi o etapă de funcționare cu motoarele pornite. Unii cu motoarele pornite la maxim, cu focus, cu implicare, cu timp alocat, unii mai la relantie, așa, fiecare depinde de priorități. Iar pe coloane le-am propus să separăm ceea ce analizăm la clienții noștri pe mai multe etaje, ca să ne fie mai ușor să le ținem separate. Pe primele am pus ce știm noi că acei clienți au nevoie, ce știu ei, ce informații au din piață, din articole, din ce se vorbește, care sunt emoțiile lor, pozitive și negative, și ce fac acești clienți, ce acțiuni concrete fac. În plus, le-am propus să facem tot lucrul ăsta dintr-o perspectivă empatică, adică să nu spunem noi, bă, ăsta crede că X, să spunem numai ce am auzit de la clienți, cu cuvintele lor. Adică dacă un client ne-a spus într-un mail că nu reușesc să instalez un banner, să spunem asta, nu reușesc să instalez un banner. Sau dacă am observat clienții sunt frustrați în anumite momente, să spunem, sunt frustrat pentru că. Sau mă bucur foarte mult, am primit prima vânzare. În practică a fost foarte greu. Am constatat că e nevoie de un antrenament special ca să poți să fii ambasadorul sentimentelor altor oameni. E mult mai ușor să zici, bă, ăștia ar trebui să aloce 30 de minute în fiecare zi și nu o fac. Chiar de-aia a apărut cumva coloana aia cu ce, linia, cu ce nu fac clienții, pentru că la început eu le spusesem, hai să zicem ce fac. Și foarte mulți colegi, nu fac ce credem noi că ar trebui să fac. Și până la urmă am zis, ok, hai să o punem și pe asta ca să avem un loc pentru tot feedback-ul ăsta. A fost foarte interesant pentru că la început alocasem două ore, n-am reușit să facem decât prima coloană și un pic din a doua, dar a fost atât de interesant și oamenii au văzut valoare în chestia asta, fiecare venea cu alte idei, mai aflai ceva de la colegi, încât cumva de comun acord am decis că mai alocăm două ore în aceea zi și am terminat tot tabelul. Și care au fost rezultatele? Cel mai mișto că s-a implicat întreaga echipă. Eu la început chemasem 14 oameni, dar când restul au văzut că sunt singuri pe acolo, se întâmplă ceva interesant, pentru că mereu au venit singuri. Am văzut când e ușor și când nu e ușor să fii empatic. Pentru mine, momentan pare că cu cât ești mai aproape de un om, cu cât e mai mult responsabilitatea ta ca acel om să reușească, cu atât e mai greu să fii empatic. Adică colegii care au responsabilitatea ca, de exemplu, în două săptămâni clientul să termine integrarea, să fie lansat, să nu mai supărați atunci când acel client nu colaborează cum ar vrea ei, decât cineva din afară care spune, stai mă liniștit, tu are și el alte lucruri de făcut, uite, dă-i un e-mail așa mai nice să vezi ce o să aprecieze, ăla e, hai bă, lasă-mă în pace, nu o să reușim nimic. Pentru că e mult mai multă luptă în linia întâi. Și atunci ai nevoie mult mai multă să îți deschizi inima, ca să zic așa, și să fii amabil. Alt rezultat foarte interesant e că ne-am armonizat cunoștințele despre clienți. Avem colegi care lucrează de 10 ani, membri fondatori, care au venit așa, băi, hai că vin și eu să văd aici ce părere aveți voi, dar sigur nu aflu nimic nou. Și a fost foarte interesant, chiar și eu aflat lucruri pe care nu le știau. Nu bănuia nimeni că așa ceva e posibil. Și ce mai mișto a fost că am creat așa un climat de empatie, de faptul că ne-am pus de acord că ne pasă de clienții noștri, că vrem să aibă succes, că e greu să
menții atitudinea asta, dar este ceva important pentru noi și asta a fost foarte fain. Trecem la momentul 2, care a fost undeva în vară, când, spre surprinderea mea, am fost invitată de către Dorin să merg la școala de vară Găpec. Școala de vară Găpec e un eveniment pentru magazine, pentru magazine care au prezență online, în care sunt tot felul de cursuri și practice de marketing. Nu știu dacă a mai fost vreodată o persoană eminamente tehnică acolo, dar pentru mine a fost foarte interesant, pentru că cei care participau erau clienții noștri actuali sau potențiali. Și am putut să văd timp de 5 zile ce vor ei, ce îi preocupă, ce fac, ce probleme au și mai ales cu ce concurează tu performant. Pentru că eu eram convinsă că noi concurăm doar cu alte firme care fac același lucru, cu alte platforme din România, din afară. Dar mi-am dat seama că concurăm cu toate lucrurile care au nevoie de bani, de energie și de timpul clienților noștri. Concurăm inclusiv cu fan curier, care dacă are o problemă, are nevoie de timpul magazinelor, ei trebuie să facă lucrurile să meargă și atunci au mai puțin timp pentru noi. A fost foarte interesant. Ca rezultate, n-am avut foarte multe, multe notițe, adică am umplut o agendă întreagă. Am stat de vorbă cu mulți oameni, am înțeles un pic cu ce se confruntă. Nu mi-închipuiam că un magazin online poate să aibă, de exemplu, un depozit gigantic cu automatizări, cu chestii care au produse din raft, că unele magazine văd chestii foarte grele și le foarte greu cu curierii. Am aflat o grămadă de informații și cam atât. Din nou, pauză, back to business as usual, 0101, programare. A venit apoi momentul 3, în care iarăși am participat ca și companie la un workshop de growth hacking. Growth hacking este o, tot așa, o metodologie pentru eficiența marketingului și ne-am mers acolo ca să ne îmbunătățim procesele noastre de marketing ca și companie ca to performant. Din nou, în mod tradițional, nu merge lumea tehnică la aceste workshop-uri, merge cel care se ocupă de marketing. Și a fost foarte interesant pentru mine să fiu acolo, mai ales că am lucrat ca echipă. Am fost eu de la tehnică, au fost două persoane de business, cineva de la User Success, care e în prima linie și comunică cu clienții noștri. Și acolo am aflat că acești colegi considerau că avem o problemă foarte mare, de care noi la tehnic nu știam deloc, și anume că marketerii care își fac cont la noi, adică marketerii afiliați, foarte mulți nu reușesc să treacă de la vreau să-mi fac cont până la trimit primul client la un magazin. Și nimeni nu-și dădea seama de ce. Poate fi ceva de marketing, dar poate fi ceva și de platforma noastră, cum sunt puse lucrurile acolo, ceva care îi blochează. Și mi-a rămas cumva în minte chestia asta. Deci, practic, ca rezultate, iar am avut o grămadă de notițe și o problemă în cap. Băi, ce se întâmplă? Că eram convinsă că am făcut formularele alea super simple, cum să nu treci mai departe? Din păcate, era sfârșit de octombrie. Sfârșit de octombrie înseamnă că aproape vine noiembrie. Noiembrie înseamnă Black Friday, care e perioada cea mai grea din punct de vedere tehnic, iar am lăsat-o cumva în background și ne-am ocupat de server, escalare, ce mai trebuie. Și eram convinsă, uitându-mă înapoi pe notițele mele, că până prin decembrie n-am mai făcut nimic, dar, cu surprindere, am găsit că fix de Black Friday, câteva zile înainte, am găsit niște timp liber, așa cumva magic. Și iar îmi stătea pe cap chestia asta, băi, ce facem cu rata de succes a celor care își fac cont? Nu se poate, ceva e greșit, trebuie să aflăm ce. Și am vorbit direct cu colegul care se ocupa de user success, de succesul afiliaților. Nu mai știu cum am făcut, am găsit un mail în care ziceam, băi, hai să facem ceva despre chestia asta, hai să vorbim. Și ne-am pus problema, cum aflăm ce e neregulă? Și pentru că avem cam 700 de persoane care își fac cont în fiecare lună, era destul de greu să vorbim cu fiecare în parte. Și soluția la care am ajuns noi atunci pe moment, am făcut 4 e-mail-uri. Pentru fiecare din pașii la care s-au blocat respectivii. Poate s-au blocat în primul pas, în al doilea, în al treilea deja comunicau cu magazine și în al patrulea trimiteau un client la un magazin. Și am făcut 4 e-mail-uri. Am insistat foarte mult ca aceste e-mail-uri să fie empatice, pentru că m-am gândit că dacă întrebe cineva, bă, de ce te-ai blocat? Care-i faza? O să zic că sunt prost, probabil, nu-ți mai zic nimic.
Așa că am lucrat destul de mult la ele, să le punem din perspectiva, băi, ce n-a mers? Cum am venit? Ce n-am făcut noi bine? Ce nu se înțelege? N-a mers, a stricat. Ajută-ne să facem chestia asta mai bună, să înțelegem ce s-a întâmplat. Și am început chiar în decembrie. La început de decembrie am trimis mail-urile astea tuturor celor care și-au făcut în noiembrie și nu au reușit să treacă, să trimită clienți către magazine. Scopul nostru a fost să aflăm care sunt problemele și lună de lună am lucrat să facem mail-urile astea mai prietenoase, mai răspunzibile, nu știu cum se zice chestia asta. Și am tot iterat. Ce a fost ușor a fost să deschidem conversația asta. Am făcut niște exporturi 001 servere, am trimis multe mail-uri. Problema, ca să zic așa, a fost că destul de mulți oameni ne-au răspuns. Ceea ce e ceva foarte mișto, dar atunci se pune problema. Cum avansăm cu chestia asta, care e un experiment, fără să pierdem mult timp? Pentru că nu știm ce ne va aduce. Poate o să fie zero complet, poate o să aflăm chiar un motiv pe care îl putem repara și, cum să zic, compania se duce pe cui. Și asta a fost permanent întrebarea, cât investim? Eu m-am notat cât mai mult pe a personaliza discuțiile, pe a întreba fiecare, zi-mi contextul, ce se întâmplă. Dar e destul de greu să scrii mail-urile astea ca să nu pară că e la răs cu degetul și zici, bă, nu te-ai descurcat. Colegul cu care am lucrat era obișnuit cu alt sistem, în care cu cât rezolvi mai repede o problemă, cu atât ești premiat în sistemul acela de suport. Deci, practic, pentru el era un incentiv, nu știu cum se zice în română, foarte mare să răspundă repede. Așa că făceam niște e-mail-uri de răspuns gigantice, cu toate link-urile posibile și imposibile. Mie mi se păreau super intimidate, nu mai răspundea nimeni. După ce îi dădea așa un cârnat, uite, dacă ai Facebook, dacă ai Google, ai făcut aia, uite aici 5 videouri, vezi aici CTO, tăcere. El era foarte fericit, s-a rezolvat problema. Eu eram un pic de liniștită, bă, ăștia n-au răspuns. Hai să le trimitem alte mail-uri mai mici. După aia, o iterație ulterioară, din mail-ul ăla le trimiteam fiecăruia fix bucata care îi se potrivea. Ce am descoperit? Am descoperit că sunt niște probleme generale, unele pe care le bănuiam, mulți oameni se exprimau cu nu știu. Încă mai săpăm să aflăm dacă ei știu marketing, dar e ceva ce nu înțeleg la platformă, sau pur și simplu au auzit ei că se fac bani cu tu performant online, au venit și nu înțeleg nimic, ceea ce e normal, nu putem să învățăm prin marketing. Tot așa o frază care se repeta foarte mult a fost nu înțeleg și cu un flavor particular nu înțeleg engleză. Un presupunere pe care a plecat o performant a fost că, băi, cine mișcă pe partea asta de marketing, are o inițiativă și cam știe engleză. S-a dovedit că destul de mulți oameni nu știu. Noi am mai făcut încă un e-mail pentru cei care au reușit să treacă prin tot funnel-ul, pe ideea, băi, tu ai trecut prin chestia asta, e ceva care te-a blocat, ceva care ți-aduce aminte că vrei să ne omori, dar totuși ai reușit. În mod paradoxal, cei care au reușit au spus, nu, totul e perfect, nu am avut nicio problemă, totul se înțelege. Undeva la mijloc, cred că e adevărul, încă mai săpăm. Am mai primit niște feedback absolut fain. Oameni care ne-au spus, este extraordinar că ați pus în procesul automat chestia asta, noi ne gândeam, băi, încă nu e automat, le dăm noi de mână. Alți oameni care, după câteva iterații, mi-au spus, băi, mersi mult, am înțeles, mă apuc de treabă. Ăsta e chiar un citat, am înțeles, mă apuc de treabă. Chestie care e extraordinară. Încă mai avem întrebări cu proiectul ăsta. Întrebarea principală este, rentează, obținem chestii destul de semnificative cât să merite timpul acordat. O să mai continuăm câteva luni, mai iterăm, vedem ce se întâmplă. Și alta întrebare și mai gravă este dacă avem resurse să rezolvăm problemele astea. Pentru că, de exemplu, să facem toată platforma în română este un proiect super amplu, nu știu dacă o să-l facem sau nu. E o dezbatere întreagă pentru că se bate cu alte proiecte. Momentul 5. Se făcuse decembrie, eram încă în cap cu chestia asta cu afiliații, dar abia dădusem prima rundă de mail-uri, n-aveam răspunsuri, era aproape Crăciun, atmosfera lejeră, băi, ce facem cu asta? Și uitându-mă prin niște statistici, am văzut că lucrurile mergeau relativ ok primii pași, în schimb, în pasul 4, care însemna că trimiți efectiv un client către un magazin, o, cum se cheamă, rată de abandon super mare, nasol. Și am zis, hai să rezolvăm problema asta concretă
Și am pus pur și simplu o întrebare, cred că pe asta am întrebat-o pe chat-ul companiei, bă, cine vrea să lucrăm la chestia asta, mie îmi stă pe creier. Din nou, am fost foarte bucuroasă că mai mulți oameni au răspuns. Deci a venit de la marketing, de la development, de la testare, de la interfață cu utilizatorul și chiar și de la business intelligence. Păi, ce facem cu chestia asta? Ne-am adunat. Și ce am făcut este o chestie foarte interesantă și anume exercițiu de brainstorming pe un singur subiect. De ce mi se pare mie interesant? Pentru că cine nu știe să facă brainstorming ca lumea, vine cu o întrebare extrem de deschisă, gen păi cum facem să dublăm veniturile acestei companii? Și toată lumea vine cu niște proiecte, fiecare de câte 3 ani, ample, nedocumentate și te trezești așa cu ceva super intimidat. Aici am zis, nu frate, pasul 4 din ăsta. Ce facem ca să fie mai bine? Ce știm despre oamenii ăștia, ce îi blochează, ce soluții găsim? Am găsit foarte multe soluții, ceea ce din nou pentru noi e o premieră, pentru că ne-am concentrat pe o chestie foarte mică și a fost surprinzător că am găsit, mai știu, 20 sau 30. În schimb, la partea de cum prototipăm, cum testăm, ne-am cam blocat. Una că era Crăciunul, nimeni n-avea chef să sune oameni care ar fi putut să fie cei care își fac cont la noi, dar nu au să-i întrebe, nu vrei să te întrebăm niște chestii. Așa că am luat-o pe calea bătută și anume ne-am blocat un pic și după am implementat ceea ce ni s-a părut nouă că este evident și ușor. Adică am schimbat niște butoane, unde nu era un link care să te ducă la pasul următor, l-am pus și mi s-a părut superb. Mai târziu, adică chiar recent, ne-am dat seama că ce considerăm noi că e evident, nu e evident pentru toată lumea și că pe unii schimbările astea pe care le-am făcut chiar i-au intimidat, dar pe ansamblu pare să fie bine. Eu personal sunt dezamăgită de mine, că am venit așa cu speravânt, era Crăciunul, Moș Crăciun, hai să facem proiectul ăsta, o să fie bici. Și l-am cam lăsat în coada de pește, adică am făcut niște schimbări mici și mi-am dat seama că, băi, e nevoie de abordare mai generală. Degeaba lucrez eu la pasul 4, că nu se, ce facem aici nu se potrivește cu pasul 1, trebuie să regândim tot într-un cadru mai mare și nu prea am timp de chestia asta, sunt alte lucruri mai importante, nu mai fac față și l-am lăsat în stand-by. Speranța mea e că o să mai lucrăm la el și chiar o să venim cu niște rezultate. T6, ați obosit? Nu mințiți că eu am obosit. Sunt doar 10, dar unele sunt mici. Momentul 6 a fost foarte interesant, tot așa cândva prin decembrie. A venit Dorin și mi-a zis, băi, Lina, am impresia că ți-e chiar spasă de utilizatorii ăștia. Faci chestii genial. Nu vrei să te ocupi tu de ce anume facem? Prima mea reacție, bineînțeles, panică. Eu nu sunt product manager, am făcut un curs, ce drept, îmi pasă foarte mult, dar, băi, nu știu dacă luați și voi pe cineva cu studii. Ei mi-au zis, în țara asta nu prea sunt oameni cu studii, vezi dacă vrei totuși. Și pe product mă refer. Și am început să mă gândesc, bă, dacă aș fi eu product și aș putea să ne cer și fă, bă, faci chestii, frate, deci am putea să facem, poate chiar design thinking, asta ar fi ceva foarte tare. După aia m-a dat înapoi, bă, la ce fac cu toate responsabilitățile astea pe care le am și alea pe care o să le am după aia, oi fi în stare, noi fi în stare, ce fac cu partea tehnică, am o echipă, până acum m-am implicat mult, coordonam, făceam, ce fac cu toate astea. Le-am mai pitrocit așa 2-3 săptămâni și mi-a ieșit că, ok, mă bag, hai să vedem ce iese. Le-am zis din prima, bă, să n-aveți pretenții de la mine, eu nu știu, dar încerc, i-au zis super bine, hai. Asta a deschis calea către și mai multe schimbări. Momentul 7. Imediat la începutul anului, echipa de Advertiser Management, pe care vă prezint acum, sunt 3 oameni care se ocupă de clienții foarte mari, de magazinele gigantice și fac managementul afiliaților, adică partea de comunicare, aprobări, discuții pentru aceste magazine, dar ei sunt angajați to perform. Ei, practic, sunt un fel de super useri. Ei sunt ca și când ar fi reprezentații magazinelor, dar știu tot. Ar trebui să fie totul o briză, cum se zice în engleză, pentru ei. Și am aflat cu stupoare că nu este. Deci, deși sunt utilizatori experimentați, multe chestii le vin greu. Și făcând unul plus unul, celelor greu, clienților trebuie să le fie și mai greu, că ei fac asta zi de zi, e specialitatea lor. Ce am făcut? Am stabilit o întâlnire numită foarte revelator feedback platformă, în care ei să ne povestească pe bucăți ce le este greu, ce li se pare ciudat, ce nu e confortabil. La întâlnirea asta vine echipa de advertiser management plus colegul care se ocupă de interfața
grafică și subsemnat a product, să vedem ce se întâmplă. Am pus-o la fiecare 2-3 săptămâni. Și challenge a fost foarte interesant. După prima iterație, am găsit o grămadă de reparații ușoare și de făcut, dar care sunt semnificative pentru utilizatori. Noi, ca developer, nu ne dăneam seama de ele, adică nu treceam noi să facem pe bune tot ce facem advertiser management, era ceva de genul aici 0, aici 1, ura și la cară, nu aveam contextul ăsta. Au venit colegii și au început să ne arate, băi, pentru un om normal, faptul că aici datele nu se înțeleg bine și foarte ușor dintr-o privire, chiar e o problemă, că stă se chine. Am făcut multe reparații de genul ăsta, pe care ei nu ni le cereau, credeau că sunt foarte complicate de făcut și, de fapt, era ușor de făcut. Am mai reparat un bug interesant, nu știu dacă știți ce e un bug interesant, e o problemă care, când o auzi prima oară, stai așa și te gândești, bă, frate, nu se poate, deci nu, chiar nu se poate. Ce? Aici ne-a apărut după o lună o problemă la niște statistici, care înainte nu se reproducea, dar acum se întâmpla, clienții erau mască, se uitau acolo, bă, deci mi-a apărut niște zerouri pe aici, pe mijloc, nu ne spunea nimeni. Colegii ăștia au venit, băi, vă știți cumva ce e cu zerourile astea, că pare ceva stricat. Spam, l-am reparat și pe asta. Ce s-a întâmplat după mai multe iterații? Am reușit o chestie care mi se pare foarte tare, și anume, colegii ne-au semnalat că pe un flux pe care îl făceau de multe ori pe zi, trebuiau să deschidă mai multe ferestre, să facă mai multe acțiuni și pierdeau foarte mult vreme, era foarte complicat. Ori le deschideau, dădeau back, ori făceau multe taburi, trebuia să întoarcă, nu mai știau care e cu care. Și cu niște schimbări destul de ușoare de interfață, am reușit să îmbunătățim chestia asta și mi-au spus, băi, vă iubim, 2-3 ore pe zi ne-ați salvat și cred că și clienților mari, cel puțin jumătate de oră, o oră, ceea ce este amazing. Ce am mai făcut diferit? Cu echipa asta am început un mic, timid, așa, cel de prototipare și testare. Adică pe problemele pe care ne semnalează ei, venim cu un mock-up, o propunere destul de simplă, dar vizuală, și zicem, bă, asta e ce vrei. Uneori îi spun, da, aici ați înțeles, alteori, bă, dar stai un pic, butonul ăsta mută la aici, nu are sens, vrem altceva. Și putem să avem feedback înainte de a implementa complet, ceea ce e foarte, ne scutește mult timp. Momentul 8, mai avem un pic. După ce am zis, ok, eu sunt product, în sfârșit ne-am apucat să facem ceea ce știam că trebuie să facem, știe toată industria, dar celebru nu avem timp. Cu alte cuvinte, nu-i alocăm priorități. Și anume am început să ne uităm în Hodger. Știți ce e Hodger? Este o unealtă care îți permite să înregistrezi ce fac utilizatorii într-un site, de obicei pe o secțiune care te interesează, și după efectiv să te uiți să vezi, tu îți închipui că ei fac ceva, să vezi în realitate ce fac ei. Cu Hodgerul ăsta sunt niște părți dificile. Una este că trebuie să investești timp în necunoscut. Adică, ok, tu zici, ok, o să înregistrez ce fac clienții mei pe prima pagina site-ului și nu știi ce o să găsești. Poate o să găsești că ei toți se comportă exact cum te-ai gândit tu, nu-i nimic interesant, te duci acasă și ai pierdut 7 ore cât te-ai uitat la ei. Dar poate găsești că, băi, ăștia se blochează, dau scroll ca nebunii pe acolo, ceva ce nu înțeleg, repari și ești super erou, super bine. Habar nu ai. Mai e greu că trebuie să ai multă răbdare. Adică te uiți la înregistrări, te uiți, e ca și când te-ai uitat la înregistrări pe un hol pe care trec oameni. Uneori e interesant, uneori nu e chiar, trebuie să stai, frate. Cum am făcut să fie chestia asta un pic mai ușor? Și trebuie să mai fii detectiv. Adică ți se întâmplă uneori să vezi un om care se chine, deci frate, stă acolo aproape o oră, dă click-uri, ceva caută ele, clar, deschide niște detalii, pe altele nu. Dă pe acolo, next, back, se chime cu ceva și tu spui problema, bă, dar asta ce caută? Trebuie să te prinzi cumva așa din ce face, cam ce voia. Ceea ce e destul de greu. Uneori ai senzația că nu înțelegi nimic, dar sigur omul a vrea ceva. Și cum am făcut să fie mai ușor chestia asta? În primul rând, am stabilit că facem în echipă doi oameni, unul din ei sigur se ține, dacă celălalt vrea să se lase. În cazul nostru, echipa este colegul care se ocupă de interfața cu utilizatorul și cu subsemnata. Am mai făcut ușor și stabilind un ritual, adică, băi, fiecare, la două joi, de la 11 la 1, noi ne punem în camera asta, o avem rezervată și ne uităm la Hodger. Plouă, ninge, arde, noi ne uităm la Hodger. Prin urmare, ceva ce facem, am mai normalizat un pic. Ce revelație am avut?
Prima a fost că clienții noștri petrec mult mai mult timp în sistemul de mesagerie, care le permite să comunice unii cu alții decât credeam noi. Mesageria era ceva așa văzută ca un fel de cenușăreasa platformei, da, îți dau și niște mesaje, nu-i mare lucru, vânzările, comisioanele, facturile, astea sunt importante. Noi ne-am dat seama că oamenii stau aici o grămadă, compun mesaje, le șterg, le trimit, se emoționează, îi vezi acolo, nu știi ce în capul lor, le scriu, le șterg, stau foarte mult, caută mesaje, caută utilizatori. Și atunci chestia asta a schimbat un pic planul, le-am alocat mult mai multe resurse să facem mesageria asta mai bună pentru ei. Am văzut clienți care fac acțiuni repetitive, v-am povestit mai devreme de ăla care dădea pe unele, deschidea pe unele, nu? Și ne-am dat seama cu lupa de detectiv că, păi, ne lipsește niște filtre. Oamenii își dau niște criterii după care își aleg colaboratorii și noi nu le-am pus un filtru și intră de mână, se chine. Am pus filtrele. Ceva tehnic foarte simplu, dar nu realizaserăm cât de mare e problema. Am mai pus niște link-uri, ne-am dat seama că oamenii intră și într-un anumit moment ar trebui și lor un link să ajungă la altă secțiune și nu l-au. Și atunci se chinuie, se duc prin meniuri, caută, bâșbâi. Le-am pus niște link-uri, din nou, ceva tehnic foarte simplu, dar pe care fără empatia asta cu ce au nevoie oamenii, nu am fi găsit-o. Am mai găsit niște elemente care nu mai sunt armonizate între ele. V-am spus că la Tu Performant valorizăm foarte multă autonomia și anumite părți din platforme erau dezvoltate de cineva, de un proiect, altele de altcineva. Și când te uitai cum trec utilizatorii prin toate, păi cam lipseau chestii, parcă nu se cam băteau cap în cap. Și aici avem de lucru. Ce rezultate am avut? În primul rând, o păstrăm ca sursă de îmbunătățiri. Ne uităm la oameni și empatia când vezi pe un om făcând ceva este extraordinară. Îți dai seama că poți să-l ajuți și vrei să faci asta. Îmbunătățirile sunt atât de utilizabilitate, de coerență, cât și niște bug-uri, cred că nu le-am mai scris de rușine. Și am văzut mulți utilizatori care fac acțiuni interesante. La unii ne-am prins ce fac, la unii nu ne-am prins. Și întrebarea e dacă putem să vorbim cu ei și poate facem ceva să-i ajutăm. La fel când fac acțiuni repetitive, poate le lipsește un altul. Nu știu ce fac ei mai departe cu informații. T9. Acel gri nu era în plan. Bine, deci, a fost un moment, cam acum o lună, în care m-am gândit eu, băi, de ce s-a așa... Și mi-am dat seama că chestia asta în care eu fac și partea de coordonare tehnică și pro, dar nu prea rentează, așa nume, acolo scrie jumătate din timp fac coordonare tehnică, jumătate fac product și altă jumătate mai fac chestii concrete pe partea tehnică, cum făceam înainte. Și mi-am dat seama că nu are cum să meargă chestia asta. Și bam, chestia gri. Și atunci am cerut ajutor. Am cerut oamenilor care s-au apărat alături de mine zi de zi, echipa tehnică. Le-am zis, băi, nu mai reușesc dacă încerc să fac specificații de alea țiplă ca la carte. Bă, nu reușesc. Hai să vă zic cum facem. Eu pun problema. Vă zic așa cam ce am văzut, cu ce se luptă oamenii ăștia. Vă zic cam cum merge soluția și, păi, vă rog frumos, veniți voi cu concretizare, cu completări, cum facem să fie bine, unde mai trebuie un link, ce filtru mai băgăm, veniți voi cu chestiile astea, că n-am timp să mă gândesc la toate. Și chestia asta deja pare că merge foarte bine. Avem sugestii foarte bune, atât de la colegul cu interfața cu utilizatorul, cât și de la testare. Ne ajută să facem lucrurile să fie coerente, rotunde. Și a generat autonomie pe organizarea dezvoltării la echipa tehnică. Adică acum faptul că e mai multă autonomie și mai multă responsabilitate duce la mai multă implicare și e un vibe pe care îl doream de mult și nu știam cum să-l obținem. L-am obținut nefăcând chestii. Și acum am ajuns la ultimul, momentul 10, care s-a întâmplat chiar foarte recent. Noi pe lângă affiliate marketing, mai avem și o secțiune de influencer marketing. Știți toți ce sunt influencer, oamenii care se machiază, fac lume, sunt spectacol, te uiți la ei, te distrează. Sunt foarte faimoși. Proiectul ăsta avea specificații mai vechi, a fost început acum 2 ani de către niște oameni care acum s-au mutat la alte proiecte. Specificațiile astea nu au fost realizate complet, că n-am avut resurse să facem totul bridge și am făcut și noi ce ni s-a părut important în momentul respectiv. Și în plus le-am integrat cu ce exista deja în platformă și ne-am dat seama că băi, noi habar nu avem cum e experiența asta pentru un client care vine nou și trece prin tot procesul și face cont, îl aprobăm, care e faza? E un flux care se întinde pe mai multe zile, din nou, iară ne-am sfiat să chemăm un om să vorbim cu el față în față, așa că am
profitat de faptul că avem un coleg nou în echipa asta și am zis, ok, băi, tu o să fii influencer, da? O să fii faimos acum, uite, ai acest cont de Instagram super tare. Fă-ți cont și să vedem. Și simultan colega noastră care se ocupă de relația cu ei era acolo. Asta e echipa Influencer Management și pe partea de observatori am fost departamentul testare, Vasi și cu mine. Ce rezultate am avut? Spre surprinderea mea am înțeles cum proprii noștri colegi folosesc platforma mult mai bine. Noi acum 2 ani făcusem niște unelte, o unealtă de administrare, iar acum am aflat că ei au luat-o pe o cale proprie și au făcut alte unelte, niște Excel-uri și fac un flow separat, habar nu aveam. Am găsit multe lucruri de îmbunătățit pentru clienții noștri. Foarte multe de look and feel, mai ales la e-mail-urile pe care le trimitem, acum ni se par un pic așa cam tehnice. Mult la limbaj și niște probleme, niște bug-uri pe care noi știm platforma cumva dădeam click numai unde trebuie, cum ar veni. Acum am văzut că oamenii nu fac asta și, ups, trebuie să reparăm chestii. Ce urmează? Eu o să continui să primesc probleme de la colegi și de la utilizatori și îmi propun să le investigăm în profunzime, adică nu numai, băi, vreau și eu butonul ăsta și să-i facem butonul, ci să înțelegem mai bine care e nevoia, să vedem dacă îi facem un buton sau totul altceva care o să fie mult mai mișto și el nu se gândise. Vreau să trecem de la reparații evidente, că până acum foarte multe probleme erau de genul, băi, mergem la baie și nu e clanță, hai să punem clanță, la probleme încă neadresate pe care le mai avem descoperite, pentru că și utilizatorii noștri au evoluat și platforma și cu siguranță sunt lucruri pe care le putem face mai bine. Și de asemenea vreau să-mi fac curaj pentru a face prototipuri rapide și le-a testa cu clienții. Pentru noi asta e ceva tradițional foarte înspăimântător, la clienți ne ducem decât cu totul super bine făcut, nu ne facem de râs cum ar veni. Am început deja cu colegii noștri și vedem rezultate. Scopul meu e să facem asta cu clienți adevărați, să ne ducem să le punem acolo, uite, 3 bețe și un buton, ce zici? Deci, ca și concluzii, cum am procedat? N-am făcut o abordare de aia de agresivă, gen, băi, am făcut eu design thinking, treceți toți aici să vă văd cum se face. M-am legat cumva natural de ce se întâmplă în companie, unde am simțit că pot să ajut, că ceea ce am învățat se potrivește și ar face lucrurile să fie mai bine. Am făcut propuneri punctuale, adică nu m-am hazardat la voi, hai să mergem toți la workshop. De fapt, cred că le-am zis, hai să mergem toți la workshop, dar nu au vrut. Și am zis, ok, propuneri punctuale, hai acum, alocăm 2 ore, cine vrea să avem o discuție, tot așa, cam 2 ore pare să fie chestia care nu amenință pe nimeni. Și ceea ce s-a întâmplat e că în momentul în care au fost rezultate, asta a generat încredere și încrederea mi-a dat mai multe resurse cu care iarăși să fac inițiative, sper în continuare să obțin rezultate în ce mai bune, încredere, resurse și să se creeze o spirală pozitivă pe partea asta. Cam asta a fost tot. Vreau să vă zic că prezentarea asta n-ar fi fost posibilă fără Design Thinking Society, Dragoș, Workshop, Magic, Mindspace, locul în care suntem, Top Performance, compania cu care lucrez și care m-a lăsat să vin aici să zic chestii. Vă mulțumesc foarte mult! Mă puteți contacta la locurile alea și Dragoș. Și Q&A. Nu, dă-i înapoi. Vă dăm mai târziu. Asta e așa. Vă dăm mai târziu. Vorbim mai târziu despre asta. Să vedem...